cauzele unei delegații importante din orașul Pesaro, din centrul Italiei. Este un oraș cu care primăria Reșa are stabilită deja o relație aparte, o relație de amiciție, care cred eu că nu peste mult timp se va concretiza într-una de înfrățire. Iată că tinerii din Italia, dornici să cunoască România, Caraș-Severinul și Reșița, au venit la noi și mă bucur pentru acest lucru și tinerii din Reșița fac în fiecare vară același lucru. Participă la un stagiu ecumenic, religios, acolo în zona Pesaro și Loreto și cred eu că au posibilitatea să cunoască copiii din Europa, nu doar din Italia, pentru că acolo vin grupuri importante de tineri din mai multe țări din Europa. O să am posibilitatea să le prezint orașul nostru, Reșița. Știu că mâine au un program sau un program de vizită orașul Băile Herculane. Și eu personal mă bucur că ne vedem cu o mare parte dintre ei, ne revedem, iar cu cei care n-au fost până acum o să avem posibilitatea să schimbăm câteva impresii. Desigur, după aceste sărbători o să reluăm legăturile cu cei din conducerea administrației din Pesaro, pentru că au avut loc alegeri. Noi ne-am vizitat, am făcut vizite reciproc și cred eu că putem fi beneficiarii unor proiecte europene, așa cum este normal se întâmplă între orașe aproape înfrățite, așa cum suntem noi. Eu le doresc un sejur plăcut, le spun sărbători fericite, pentru că au venit în preajma nașterii Domnului, în preajma Crăciunului la noi, o să stea câteva zile și, desigur, o să avem posibilitatea chiar să petrecem împreună aceste minunate clipe. Mulțumim celor care au făcut posibilă această întâlnire. Iată, vedem sala primăriei Arhiprina cu tineri din Reșița și cu tineri din Italia, din Pesaro, tineri care au venit să-și viziteze prietenii, tineri care sunt aici să dea încă o dată mărturie de tot ceea ce înseamnă activitățile și proiectele noastre. Mulțumim pe această cale domnului primar Mihai Stepanescu, mulțumim Consiliului Local. Știm că acțiunile acestea sunt foarte frumoase și benefice, dar fără sprijinul material acordat de primărie și nu numai, iată, și prin prezența domnului primar la această întâlnire și în mijlocul nostru ne dă speranță și ne dă curajul de a merge mai departe cu acești tineri care merită totul. Câți tineri au venit? Ce vor face în efectiv și cât vor sta? Sunt 28 de tineri din, așa cum am spus, din Pesaro. În seara aceasta vor merge la prietenii lor în familie. Va fi o cină în familiile tinerilor din Reșița, după care mâine dimineață mergem la Herculane. Vom avea acolo diferite activități, așa cum facem de fiecare dată când mergem în Italia. De dimineață mergem la Sfânta Liturghie, la Mănăstirea Orșova, după care rămânem la Herculane și derulăm activități, așa cum am spus, la fel ca cele din Italia. Ok, allora siamo 28 giovani dall'Italia e alcuni sono venuti qua per la prima volta, altri invece sono molte volte che sono qua. 28 tineri, unii sunt prima dată, alții au mai fost aici. Noi cerchiamo di vivere fra di noi con i giovani rumeni l'amore reciproco, quindi la fratellanza. Noi căutăm cu acești tineri din România fraternitatea, deci iubirea reciprocă între noi. E non pensiamo soltanto all'amore fra di noi, ma a costruire ponti anche in tutta Europa. Nu ne gândim doar la iubirea între noi, ne gândim să construim poduri în întreaga Europa. Guardiamo le cose che ci uniscono, no? Come l'amore e non le cose che si dividono. E questo ci fa stare molto bene fra di noi. Căutăm ceea ce ne unește și nu ceea ce ne desparte și acest lucru ne face foarte bine. L'ultima volta che siamo venuti, il sindaco ci ha dato l'immagine di una locomotiva, che è molto importante per noi. Ultima dată când am fost aici, domnul primar ne-a dat o locomotivă care este foarte importantă pentru noi. E siamo venuti qua a tutti 28 a essere tutti locomotive, a trainare tutti verso il mondo unito, l'Europa unita. Și noi am venit cu această idee ca toți vrem să fim locomotive, adică să-i atragem și pe ceilalți pentru o Europa mai unită. E quindi siamo molto contenti di essere qua, non vediamo l'ora di passare dei bellissimi giorni qua in Romania. Suntem foarte fericiți că putem să fim aici, abia așteptăm ora, momentul când începem să construim împreună această unitate. Cum te cheamă? Marco, mi cheamă Marco. Marco Sanchioni. Și ești ce anume?
Care e rolul tău în acest proiect? E che cosa fai tu in questo progetto? E sono un po' responsabile dei giovani, così. Este responsabile al tinerilor un pic în acest proiect. Mulțumim. Cominciato questo progetto, che cosa è la finalità? Perché cosa hai fatto questo progetto? Allora, tutto è cominciato circa nel 1999. E si sono incontrati i nostri parroci e da lì è nata l'idea, insomma, questa idea di fare un gemellaggio tra le nostre parrocchie. Quindi inizialmente è nato tutto a livello religioso. Tutto a începutul în 1999, când parohii, preoții noștri s-au întâlnit și s-au gândit să se facă o fraternitate între aceste trei parohii. Sì. E nel 2002 io personalmente sono stata qua per la prima volta e ci siamo incontrati all'epoca con un gruppo di giovani e abbiamo provato a vivere questa esperienza di fraternità a Brebono, se non sbaglio. E l'obiettivo praticamente è sempre stato quello di trovare tutte quelle cose che ci uniscono ma che non ci dividono. Io in 2000 am venit prima da Brebuni, tot același lucru, căutam și între noi ce este ceea ce ne leagă și nu ceea ce ne desparte. Sì, diciamo che abbiamo portato per un periodo avanti un progetto di leggere la parola di Dio, sia noi che i ragazzi rumeni, e di confrontarci tramite Skype o internet. Quindi quando ci incontravamo noi nella nostra parrocchia, ugualmente si incontravano i ragazzi qua e poi ci facevamo uno scambio di quello che stavamo vivendo. Totul a început astfel că am luat câte un cuvânt din Biblie, încercam să trăim și noi acolo, grupa noastră din Italia și ceilalți de aici, și când vorbeam prin Skype sau într-un alt mod, atunci puneam în comun cum am trăit noi acel cuvânt din Biblie. Poi abbiamo continuato incontrando anche delle famiglie e quindi noi adesso in questo momento siamo un po' responsabili degli adulti e delle famiglie nella nostra zona. S-au întâlnit și cu familie de aici și ei între timp au devenit familie și ei sunt responsabili pentru familiile din zona lor. Numele. Io sono Barbara Lorenzi e noi siamo qua anche con il nostro bambino Davide che è di là, perché nel tempo le cose sono, no, trasformate. Da ragazzi siamo diventati famiglia, insomma. Din tineri au devenit familie și sunt aici ei acum și cu copilul nostru David, care are 7 ani. Mulțumesc! Grazie! Ai întrebat în Italia în acest proiect cum să... Ce se derulează de acolo și... Practic, ce ați făcut voi acolo, aia ne interesează. Ce cuprinde acest proiect? Cum să te uiți acolo când vorbești? Am participat până acum la 5 tabere ecumenice în cadrul proiectului de Eurocom din Loreto, Italia. Pentru că ne îndreptăm spre cea de-a 6-a tabără, prietenii noștri italieni, frații noștri din parohia Borgo Santa Maria, au venit aici în Italia, au venit aici în România să petreacă o parte din sărbători alături de noi și de asemenea să continuăm acest drum al ecumenismului pe care l-am început în Italia și să-l întărim și să putem merge mai departe. Bine, este foarte important că tabăra noastră, chiar dacă se desfășoară pe parcursul verii, noi încercăm să avem ședințe și întâlniri pe tot timpul anului și ne face deosebită plăcere că ei au reușit să vină în această perioadă pe care de obicei o petreci cu familia, au reușit să vină aici în România să fie alături de noi. Ok, mulțumim. Numele tău și... Și în ce clasă? A 12-a. La Miceliade, da? La Traian Lălescu. Ok. Maria. In English, in Italian. Because the potaya se traduca. Okay. I've been here last year for the first time, actually. Even if it's quite a while, I've been involved in such projects, international projects. Giacomo a fost anul trecut pentru prima dată în România, chiar dacă a fost implicat în proiecte ecumenice pentru o perioadă destul de lungă. And I've some expectation, of course, because I've been already there. And last year was a very intense moment.
we were quite busy, but I was impressed because in Romania it's very, they feel very much this moment and they feel the atmosphere, and it's everybody is quite sensitive and ready to, I don't know, it put a lot of attention, and everybody has a lot of you can feel the importance of this moment. Giacomo avea niște așteptări legate de experiențele noastre comunice din România datorită experienței sale în rest și a putut observa că noi trăim cu o foarte mare intensitate în momentele de aici, că suntem foarte sensibili, că punem un mare accent și s-a bucurat foarte mult să fie aici în România. Mulțumim! E o bucurie că tinerii din Italia au venit astăzi aici, pentru că cel puțin această legătură cu cei din Italia, din Episcopia de Pesaro, Fano și Urbino, dar și cu cei de la Loreto, este foarte, foarte veche. Ei au fost prezenți pentru prima dată ca și reprezentanții Bisericii Romano-Catolice în acea zonă adriatică. Italia au fost prezenți în 1995. De atunci sunt aceste legături pe care noi ne-am promovat de-a lungul premiului, prin vizite comune, prin vizite între familii din Italia și familii din România, într-o strânsă legătură cu Don Giorgio Paolini de la Borgo Santa Maria din Pesaro, cu Don Roberto Sarti de la Pesaro, la Catedrala Metropolitană, și cu Don Gino Rossi, tot de acolo, care este parohul Catedralei Metropolitane din Pesaro. Sunt convins că aceste legături vor continua, pentru simplul motiv că există cineva care se ocupe de aceste legături și este părintele Nicolae Chiosa, cum și pe partea italiană sunt tinerii care astăzi sunt prezenți aici, dar este Don Giorgio Paolini care într-adevăr se ocupă foarte mult de acest aspect ecumenic al relațiilor noastre. Și sunt convins că fiecare dintre noi avem ce învăța unii de la alții. Tocmai de aceea eu le doresc o ședere frumoasă în România și sunt convins că tinerii noștri vor ști ce să discute cu tinerii veniți din Italia. Avem bucuria în această seară de a avea aici în mijlocul nostru oaspeți de seamă. Este vorba de grupul de tineri care au sosit din Italia, din parohia înfrățită cu parohia noastră. Grupul de tineri care vin din Borgo Santa Maria și, așa cum ca de fiecare dată, acești tineri vin cu mare bucurie în parohia noastră, în orașul nostru și în mijlocul nostru. Trăim momente de bucurie pentru că este o sărbătoare aleasă, o sărbătoare în care cu toții ne adunăm unii cu alții. Este o familie, dacă vreți, creștină, unde împreună ne întâlnim și vorbim, discutăm și iată, punem la cale lucruri frumoase ca împreună la o dată să putem să ducem această înfrățire care există între parohia Borgo Santa Maria și Catedrala din Reșița Montană. Ca și preot paroh al acestei parohii mă bucur să fiu alături de Părintele Chiosa Nicolae, profesor de religie la Colegiul Tranalescu și care este din partea parohiei noastre numit a se ocupa de această înfrățire. Dânsul depune un efort foarte mare și mai mult decât atât pentru noi este o bucurie pentru că, iată, cu toții împreună, la oaltă, aici ne bucurăm de aceste momente și clipe de frumoasă frățietate. Ne bucurăm că suntem în primăria municipiului Reșița, ne bucurăm de gazda noastră, domnul primar, ca de fiecare dată ne susține și este aproape de noi și este implicat în această înfrățire care este binevenită. Pentru tineri este un moment frumos, tinerii sunt plini de viață, plini de bucurie, este o sărbătoare frumoasă, este o sărbătoare în care, iată, cu toții ne adunăm și ne reunim ca într-o familie creștină. Mă bucur, chiar am luat parte la interviul care a fost înaintea mea și chiar mă încântă faptul că acești italieni, acești frați ai noștri, sunt plini de bucurie și de fericire atunci când vin la noi în parohie și în țara noastră. La sediul administrației locale din Reșița, benvenuti tutti a noi in questo sedio. Mă bucur să revăd oaspeți dragi din Italia, de la Pesaro. Sono contento di vedervi i nostri ospiti da Pesaro. Și să cunoaștem oaspeți dragi care poate vin pentru prima dată în România și la Reșița. E conoscervi anche quelli che sono prima volta qui in Reșița. La întâlnirea cu dumneavoastră, oaspeții din Pesaro, din Italia, au venit oameni de seamă din Reșița, mă refer la Părintele Protopop Berbentea, Părintele Arhidiacon Pal,
dice che per questo incontro con voi sono venuti gente importante come decani e sacerdoti e così. Rispettivi colleghi con funzioni di rispondere in cadere amministrazione locale. Ma anche persone che hanno responsabilità in amministrazione locale. Questa a treia zi di Crăciun ne-o petrecem chiar împreună. E sono contento che questo terzo giorno della Natale possiamo festeggiare insieme. Îmi doresc ca să putem începe și de ce nu să finalizăm o serie de parteneriate și proiecte între Reșița și Pezaro. Io sono ho la fiducia che possiamo cominciare o anche finalizzare gemellaggi fra Pezaro e Reșița. Amministrațiile din Reșița și Pezaro așteaptă rezultate concrete. Riconosciamo che voi siete pieni di energie e avete iniziative e Reșița e Pezaro care urmează și voi pentru familiile voastre. Vi auguro un anno felice per voi e per le vostre famiglie. Să ne vedem cu bine in Pezaro e anche in Reșița. Una serata che mi dà grande emozione perché ecco qua insieme con il nostro sindaco c'è una stanza piena di giovani, una stanza piena di amore e di fraternità. Știm că întâlnirile noastre și proiectele au adus foarte, foarte multe roade, dar eu vreau să vă mărturisesc că toate aceste lucruri nu ar fi fost posibile fără deschiderea voastră, fără implicarea voastră, fără sprijinul și ajutorul oamenilor care au înțeles cât de important e acest proiect pentru tinerii noștri și pentru Reșița. A ajutat în organizarea acestei vizite, să mulțumesc Consiliului Local, să mulțumesc Părintelui Protocop, Părintelui Pal, Părintelui Boris, care, iată, este aici și pentru a da încă o dată o mărturie despre înfrățirea dintre Catedrala noastră și Catedrala și Biserica Parohia din Borgo Santa Maria. Și să le mulțumesc din tot sufletul Părintelui Damaschin, Părintelui Emil, care de fiecare dată, atunci când le-am cerut sprijinul, au fost, ne-a dat tot ce avem noi acolo, ne-a dat posibilitatea să avem o capelă în școală, ne-a dat posibilitatea să ducem mai departe acest vis al nostru. De aceea, după ce mă traduc, o să-i dau cuvântul doamnei director Dorot și încă o dată vă mulțumesc din tot sufletul dumneavoastră și acestor tineri extraordinari. Devin grație a voi atâtii, pentru că aveți decis-o în questi giorni dal capo di anno di vivere insieme. Grazie mille a tutti. Mă bucur foarte mult că sunt aici, pentru că am ocazia să-mi exprim admirația, prețuirea și sprijinul pentru tot ceea ce facem. Acest proiect este unul dintre cele mai frumoase și mai longevive pe care le-a avut școala noastră și lucrez acolo de 20 de ani. Și acest proiect merge mai departe și se dezvoltă datorită nouă, celor care suntem aici, de fapt datorită vouă. Vreau să profit de această ocazie să-i mulțumesc domnului primar pentru implicarea de care a dat dovadă și să-i ofer din partea Colegiului Național Traian Navescu din Reșița un mic simbol al prețuirii noastre pentru toată implicarea constantă în proiectele mari ale școlii noastre. Profesor de excelență alături de ceilalți profesori. Anni
da quando lei lavora qui e ha ringraziato per questo, per voi, specialmente i giovani e quello dell'Italia, anche al sindaco, anche a tutti che hanno collaborato in questo e